Suntem gata? Bună dimineața! Întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. De fapt, conferința de astăzi este generată de interesul sporit care a fost manifestat pe parcursul zilei de ieri, după declarațiile făcute de către președintele Partidului, Partidului Democrat, domnul Vladimir Plahotniuc, referitor la acțiunile agenților de patrulare, care abuziv opresc șoferii. Noi astăzi am venit să aducem unele clarificări pe acest subiect, totodată recunoscând unele probleme în acest domeniu, deoarece subiectul dat este monitorizat atât de către Inspectoratul General al Poliției, cât și de către Ministerul Afacerilor Interne. Vreau să vă spun că pe parcursul ultimilor luni, cu adevărat, noi atestăm plângeri din partea cetățenilor Republicii Moldova, care invocă faptul că deseori sunt stopați de către inspectorii agenții de patrulare fără a li se explica motivul stopării lor. Acest subiect a fost discutat inclusiv și pe linia partidului. Eu personal am participat la mai multe ședințe, unde într-un cadru mai larg am pus în discuție acest subiect. Vreau să vă spun că din momentul inițierii reformelor în cadrul Ministerului de Interne, tot ce face astăzi, poliția asta are menirea de a aduce la o îmbunătățire a serviciilor prestat către cetățeni. Noi, de mult, nu mai avem ca punct de reper procentele de descoperire a infracțiunilor sau alt tip de procente care erau obținute altă dată. De aceea, părerea cetățenilor sau opinia, percepția oamenilor din Republica Moldova este un factor decisiv atunci când noi gestionăm procesele în domeniile date. De aceea, în continuare, noi vom întreprinde acțiuni împreună cu Inspectoratul General al Poliției, în special cu Inspectoratul Național al Patrulării, care vor duce la stoparea acestor abuzuri de care s-a vorbit ieri. În special, este vorba despre dezvoltarea unor proceduri operaționale standard care vor impune inspectorii noștri în cazul când stopează un automobil să explice șoferului cauza stopării. De fapt, această procedură este prevăzută și în legislație, doar de că acum toți angajații noștri au obligațiunea, în mod imperativ, atunci când stopează automobilul, să explice șoferului motivul stopării. Deoarece deseori, chiar dacă șoferul a încălcat și nu înțelege că a încălcat, marea revoltă vine atunci când noi nu putem aduce argumentele de rigoare. Asta, acest lucru trezește mari revolte din partea șoferilor care sunt participanți la trafic. Totodată, acest proces va fi monitorizat de către structurile Ministerului de Interne și nu doar, și a Inspectoratului General al Poliției. După cum știți, avem un serviciu a protecției interne și a anticorupției. Acest serviciu, prin intermediul plângerilor pe care le primim noi, avem o analiză lunară, noi înțelegem unde sunt problemele în
toate domeniile Ministerului de Interne, deoarece și de ce analiza aceasta ne permite să înțelegem, procedăm noi corect sau nu. Totodată vor fi efectuate și alte verificări inopinate, care ne vor da de înțeles lucrurile s-au schimbat sau nu. Un alt aspect pe care vreau să-l clarific aici este faptul că, în mare măsură, atunci când s-a creat Inspectoratul Național al Patrulării în 2013, menirea acestui inspectorat era de a patrula în locurile unde criminalitatea are o rată mai înaltă sau acolo unde lumea se simte nu în siguranță. Cu părere de rău, în mare măsură, agenții de patrulare s-au transformat în agenți de asigurare a circulației rutiere. De aceea, astăzi, noi examinăm o altă modalitate de patrulare unde acești angajați vor fi trimiși de către conducătorii care gestionează acest domeniu în cartiere, vor fi trimiși pe traseele cu rata cea mai înaltă de mortalitate în urma accidentelor rutiere, vor fi trimiși acolo unde este nevoie de către ei. Totodată vreau să vă spun că acest lucru vine și din unele sondaje făcute de către Institutul de Politici Publice. A fost un sondaj făcut în repetate rânduri, atât în anul 2016 cât și în 2017. De fiecare dată, ca dorință a cetățenilor, pe primul loc a stat patrulare mai intensivă în locurile publice. Acest concept este unul în stadia finală făcut de către Inspectoratul General al Poliției. De mai multe ori noi am discutat acest aspect. Probabil ați văzut acțiunea cu bicicletele. Este și aceasta un, și acesta este un mesaj către cetățenii noștri. Faptul că noi vrem să ieșim în stradă, să fim mai aproape de oameni, și faptul că noi vrem să ieșim din birourile inspectoratelor de poliție și să fim acolo unde este nevoie, va duce probabil la schimbarea percepției, dar totodată noi vrem ca oamenii să aibă un sentiment mai mare de siguranță. Totodată, legea 320, în conformitate cu articolul 25, prevede expres cauzele și motivele stopării șoferilor. Noi vom obliga ca inspectorii care gestionează acest proces să respecte în totalmente prevederile legislației în vigoare. Totodată vin cu un mesaj față, folosindu-mă de prezența dumneavoastră astăzi aici, vin cu un mesaj către angajații noștri care sunt implicați în gestionarea securității rutiere, de a nu stopa fără motive șoferii. Totodată îndemn și rog șoferii noștri să dea dovadă de respect unul față de altul. Deoarece, cu părere de rău, atunci când nu sunt inspector de patrulare în stradă, deseori primim și altfel de plângeri din partea cetățenilor, nu doar direcționate spre acțiunile abuzive din partea angajaților noștri, dar și de faptul abuzurilor din partea altor șoferi. Situația este una, nu cea mai disciplinată în oraș, de aceea dacă ne vom respecta unul pe altul, cred că va aduce sau ne va facilita sau ne va ușura pe ansamblu activitatea noastră. Dacă sunt întrebări, eu sunt gata să vă răspund. Domnule Șerban, de ce a fost nevoie să această inițiativă să fie anunțată de la Cotiu, care nu deține nicio funcție publică în stat, dar nu ați anunțat-o dumneavoastră în cadrul ședințelor? Nu a fost un lucru coordonat între Ministerul de Interne și Politic. A fost o sugestie a domnului Plahotniuc. De aceea, dacă nu era interesul sporit a societății și nu era interesul sporit a mass media, poate noi nici nu ieșam cu astfel de conferință de presă. Astăzi, guvernarea este asumată de acest partid. Eu nu văd nicio problemă ca nu doar
domnul Plahotniuc să iasă cu astfel de sugestii. Noi îndemnăm toți liderii politici sau cei care înțeleg ceea ce înseamnă securitate, toți oamenii care înțeleg în combaterea criminalității, atunci când observă sau primesc mesaje de la cetățenii noștri care vorbesc despre lacunile în gestionarea proceselor, eu rog să iasă cu mesaje publice. Eu rog oamenii să vină totuși la Ministerul de Interne să ne sesizeze despre problemele atestate. Noi vom reacționa de fiecare dată exact în maniera cum am reacționat astăzi. Problema nu este de ani de zile. Problema o atestăm de ceva timp încoace. Atunci când am sesizat problema dată, noi am discutat-o în format. V-am spus că această problemă totuși a fost discutată, inclusiv și pe linie de partid, deoarece atât Ministerul de Interne, prin serviciile sale abilitate, cât și partidul pe linia sa, au recepționat mai multe mesaje care invocau problema dată. Dar ea nu este de ani de zile. Totuși, reforma INP-ului, reforma în urma căruia a fost creat Inspectoratul Național al Patrulării, a fost făcută în 2013, atunci când au fost comasate trei subdiviziuni, mă refer la regimentul SCUT, mă refer la poliția în transport și poliția rutieră, au fost toate comasate într-un singur serviciu. Intenția a fost una bună de a transforma aceste servicii într-un serviciu de patrulare. Cu părere de rău, pe alocuri ne-am trezit cu faptul că toți acești angajați patrulează, mai bine spus, sunt pe străzele noastre și uneori fac abuz de atribuțiile lor de serviciu. Noi nu considerăm că această problemă durează de ani de zile. Totodată vreau să vă dau și alte exemple. Noi nu doar problema aceasta o rezolvăm astăzi, după cum ați observat, de ceva timp încoace, în fiecare dimineață, în fiecare seară, atunci când avem ambuteiaje, noi avem oameni în stradă care încearcă a fluidiza traficul rutier. Noi avem deja angajați ai poliției dimineață și la amiază, la trecerile de pietoni, la toate liceele din municipiul Chișinău. Noi încercăm astăzi să dezvoltăm un concept de voluntariat împreună cu organizațiile non-guvernamentale și împreună cu societatea civilă. Noi îndemnăm oamenii să fie mult mai activi în aceste domenii. Problemele sunt mult mai... Spectrul de probleme este unul mai larg. De aceea, astăzi noi discutăm doar de o problemă care a fost invocată și eu, cum spuneam, chem toată lumea să vină cu astfel de sugestii, o să vedeți absolut deschis și transparent, noi vom reacționa exact cum reacționăm astăzi la această problemă. Sunt 300 de polițiști care nu fac nimic și ar fi suficienți 300. Eu am auzit altfel mesajul. După cum cunosc, s-a declarat că erau 300, astăzi sunt 1000, sunt peste 1000, sunt 1207 angajați ai Inspectoratul Național de Patrulare. Până la urmă, eu totuși vreau să atrag atenția că sunt multiple mesaje prin care oamenii sunt satisfăcuți astăzi de activitatea polițiștilor care gestionează acest proces. Noi avem oameni integri, avem oameni care foarte respectuos își argumentează motivul stopării. Noi vorbim astăzi doar de abuzuri. Pur matematic, în urma reformei, de la 300, așa cum se spunea, s-a trecut la 1207 angajați. Probabil s-a făcut referire la cifra dată. Mulțumesc de această întrebare. Poliția își rezervează dreptul de a organiza operațiuni tematice. Poliția va acționa exact în aceeași manieră cum a acționat, doar de că
nu vor mai fi opriți șoferii care nu au încălcat regulile de circulație. Și aici rog să fiți atenți. Atunci când vom depista flagrante în domeniul acesta, șoferii vor fi stopați, lor li se va solicita prezentarea sau identificarea lor. Operațiunile tematice, cum s-au organizat, așa și vor fi organizate. În cazul de ieri s-a abordat doar o singură întrebare cu care a fost generată de nemulțumirea cetățenilor. V-am spus în paralel, mai sunt și alte nemulțumiri ale cetățenilor la care noi reacționăm. Fluidizarea traficului rutier dimineața și seara, ambuteiajele, chiar dacă Ministerul de Interne nu este responsabil de ambuteiaje, noi am reușit totuși cu inițiativa, am ieșit în stradă, astăzi încercăm de a fluidiza traficul. Chiar riscând acest ambuteiaj să fie atribuit nouă, totuși noi am ieșit în stradă, totuși noi de câteva zile încercăm să rezolvăm această problemă. Totodată primim mesaje bune, pozitive din partea oamenilor care spun că datorită prezenței noastre în stradă, ei nu mai întârzie la serviciu. Una. Cu copiii, multiple mesaje care vorbeau despre faptul că datorită conducerii agresive a cetățenilor sau a lipsei de respect, copiii sunt puși în pericol atunci când traversează strada. Noi am venit cu o inițiativă a noastră prin care polițiștii se află în stradă dimineață și seara atunci când, la amiază, când copiii vin și pleacă de la școală. Cu patrularea este o altă problemă pe care noi încercăm să o rezolvăm, să ieșim cu lumea în stradă. Plus, mai este o problemă de comunicare între poliție și părțile vătămate. Atunci când oamenii vin la poliție, depun o plângere, noi am sesizat că lumea nu cunoaște despre acțiunile pe care noi le întreprindem. Și de ceva timp încoace, noi încercăm cu o periodicitate anumită, 10 sau 2 săptămâni, 10 zile sau 2 săptămâni, să avem un algoritm prin care comunicăm oamenilor despre lucrurile sau despre acțiunile pe care le-am făcut. Și chiar cu riscul de a nu descoperi infracțiunea aceasta, comunicând calitativ, oamenii totuși vor înțelege că poliția a depus efort. Ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că încercați să-i induceți într-un punct anumit, spectrul de probleme este mult mai larg. Noi nu reacționăm doar la declarațiile politice a unei persoane. Vă spuneam, implicarea ar trebui să fie una plenară. În partidele politice văd oameni care au activat în cadrul ministerului, niciodată nu am auzit să vină cineva sau nu a fost niciun caz când să vină liderii politici cu niște idei constructive și noi să nu reacționăm. Până la urmă, acest mesaj vine în beneficiul oamenilor. Noi astăzi vrem ca oamenii din trafic să nu mai fie opriți abuziv. Asta este mesajul de bază. Dacă vă interesează cine l-a spus, deja e altă problemă, cred că... Să înțeleg că dacă nu era, nu reacționați. Și tot vreau să vă întreb acum altfel. Este un... Dumneavoastră ați făcut o concluzie acum și vreți să ne oprim la concluzia dumneavoastră? Este un ordin din 2010 emis de MAI, prin care șoferii nu pot fi opriți nemotivat. Până acum, de ce ați spus? Este legea 320 care este asupra unui ordin. Eu nu știu de care ordin vorbiți dumneavoastră, probabil ar trebui să ne spuneți detalii acestui ordin. A priori, prevede legislația în vigoare, vă spuneam despre legea 320, articolul 25, unde prevede, și vă rog să vă informați atunci când îmi puneți întrebări, prevede faptul că șoferul poate fi oprit doar de atunci când a încălcat ceva. Dacă oamenii în trafic nu încalcă regulile de circulație, noi nu avem dreptul să-i oprim. Oamenii trebuie să circule și eu personal o să vă spun, nu doar ca ministru, ca om care trăiesc în Republica Moldova, am sesizat de ceva timp, e vorba de o lună, două, de la oamenii pe care îi cunosc, care m-au întrebat. Spune-mi, te rog, noi ne deplasăm de la Ciocana, venim la telecentru și eu am fost stopat de 3 ori. De ce? Mie nu s-a argumentat. A fost un semnal pe care eu personal l-am recepționat. Acest subiect este și a fost discutat.
de multiple ori. Noi doar am ieșit astăzi cu o reacție. Este adevărat că noi ieșim în urma unor declarații politice, dar în paralel nu doar asta ne preocupă. Spectrul de probleme este mult mai larg și nu reacționăm doar la declarațiile politice a liderilor politici. Noi rezolvăm problemele societății. Am spus-o de sute de ori, probabil. Înainte, indicatorul de bază era obținerea 1% de descoperire a infracțiunilor. Și atunci, știți probabil toți, statistica uneori ea este cea mai falsă care poate fi obținută. Noi nu mai vehiculăm astăzi cu statistici. Noi nu vorbim astăzi cu lumea despre procentele de descoperire. Noi vorbim astăzi de percepție. Și vă spuneam, comparativ cu anul 2015, 2016, 2017, noi am crescut în sondaje. Încrederea populației în poliție a crescut cu 21%. Cea mai înaltă cotă a încrederii au fost obținute de către poliție anul acesta, 46%. Un astfel de procent nu a mai fost obținut niciodată. Totodată, noi considerăm că dacă vom rezolva înainte, acesta va fi un indicator de bază la care noi vom fi foarte atenți. Totuși numărul agenților de patrulare pe traseele naționale, atât și în oraș, va fi redus sau va fi același? Doar că nu se va stopa mașinile. Și a doua întrebare, ce se va întâmpla cu acele persoane care vor fi depistate că au oprit fără să motiveze șoferii? Bună întrebare. Noi nu schimbăm astăzi algoritmul de acțiune. Noi astăzi vom cere de la angajații noștri să respecte întocmai legislația. Probabil o să mă repet de mai multe ori, dar timp că oamenii depun plângeri sau prin plângerile lor noi am conștientizat faptul că lumea este deranjată de lucrul acesta. V-am spus și prin prisma personală. Atunci când lumea va sesiza, iarăși, eu sunt sigur că această conferință va fi privită de mulți oameni, atunci când oamenii vor considera că au fost stopați fără temei, angajatul nostru nu și-a putut argumenta temeiul stopării lor, eu îndemn ca oamenii să vină să depună plângeri. În dependență de gravitatea acestei încălcări, în dependență de repetarea, dacă noi vom constata că angajatul nostru în repetate rânduri încalcă legislația, desigur că noi vom veni și cu sancțiuni. Acest mecanism, el este, funcționează. Cu părere de rău și nu știm de ce s-au întețit aceste stopări neîntemeiate. Astăzi noi vrem să rezolvăm o problemă care va veni în beneficiu oamenilor din țara noastră. Doar atât. Mesajul, probabil, l-am clarificat, mesajul care... Spuneți câte plângeri au fost până acum și dacă cineva a fost pedepsit pentru aceste acțiuni nemotivate? Din datele care mi le-au prezentat colegii de la INP, pe parcursul anului 2017 au fost primite 116 plângeri, dar majoritatea din ele au fost primite acum, ultimele două luni, în ultima perioadă. Admiteți că acest fapt ar putea duce la creșterea numărului șoferilor care nu au volan? Desigur că noi vom monitoriza schimbările care se vor produce după aceste indicații. Până la urmă, indicația este una de a respecta legislația. Asta nu înseamnă că atunci când m-ați întrebat vor fi făcute operațiuni sau nu, operațiunile vor fi în locurile în care noi considerăm și atestăm că oamenii sunt întâlniți mai des în stare de ebrietate și iarăși prin prisma comunicărilor pe care le avem noi cu oamenii vor merge în regiuni. Statisticile sau datele pe care noi le vom avea probabil vor veni cu să ne dea concluziile pe care le vom face, posibil vor face ca noi să ne ajustăm activitatea noastră. De la zi la zi vreau să vă spun că atât criminalitatea cât și securitatea circulației rutiere, ea se modifică în dependență de sezon, în dependență de anotimp afară, în dependență de acțiunile pe care noi le facem. Cu cât mai mult
Noi am constatat cu cât mai mult profilactăm, cu cât mai mult suntem prezenți în stradă, cu atât mai puține probleme sunt. De aceea, o problemă care trebuiește rezolvată în regim de urgență este patrularea în locurile cu risc sporit a criminalității. Lucru care astăzi este discutat, este în proces de rezolvare de către toți factorii de decizie. Dacă cineva dorește, inclusiv societatea civilă, noi îndemnăm să vină la minister. Noi suntem gata să discutăm cu oricine care are sau are experiență sau au văzut o altă practică internațională. Noi suntem gata să discutăm, să implementăm toate practicile bune, inclusiv la celor din străinătate. Eu totuși am să fac tot posibilul ca dumneavoastră să nu vă duceți supărată de aici. Și am să vă răspund la toate întrebările. De fiecare dată când noi avem o plângere, și asta este un lucru absolut firesc, când oamenii se plâng pe acțiunile care pretins ilegale le consideră, noi dacă nu vom întreprinde măsuri sau constatând un abuz din partea angajaților noștri, noi nu vom corecta activitatea poliției și noi nu vom veni cu un serviciu calitativ în direcția cetățenilor noștri. De fiecare dată când constatăm, oamenii sunt pedepsiți. Dumneavoastră doar cunoașteți că pe parcursul timpului au fost arestați 20 ceva de angajați a Inspectoratului Național de Patrulare. Vă aduceți aminte probabil de lucru acesta. Mai mulți angajați de ei noștri în domeniul patrulării au fost sancționați și au fost investigații. Vorbesc de latura penală acum, dar sunt și este partea disciplinară. În urmă la toate aceste 116 plângeri, sunt inițiate anchete de serviciu, iar în urma anchetelor de serviciu, desigur că survin și pedepsele disciplinare. De la caz la caz, cu cât mai gravă este, cu atât mai dură este și pedepsa pe care noi o aplicăm. Conferința de astăzi a fost organizată tematic pe declarația de ieri. Aici vă pot răspunde doar conceptual. Nu trebuie să așteptăm totuși ce o să spun ancheta. Dar până la urmă detaliile cazului vor duce la sancționare. De fiecare dată când am constatat persoane care sunt angajați ai Ministerului de Interne în stare de ebrietate, persoanele date toate, practic, sunt eliberate și în dependență deja de gradul de alcoolemie depistată în sânge, ea este anchetată sau atrasă la răspundere administrativă. Toleranță zero la acest capitol. Noi încercăm astăzi să îndemnăm șoferii să nu consume alcool și foarte dureros este pentru noi atunci când angajații ministerului sunt depistați în stare de ebrietate. Cu părere de rău, este un lucru pe care noi îl combatem vehement. Depunem foarte mare efort pentru a nu admite ca angajații noștri, indiferent că ei sunt la serviciu sau sunt în afara serviciului, au mers undeva la o petrecere, lucrul acesta este inadmisibil, deoarece toată lumea care sunt angajații noștri este într-o oarecare măsură și exemplu. Toată lumea trebuie să conștientizeze că chiar dacă tu ești nu în uniformă, ești la o petrecere undeva, lumea, cunoscându-te cine ești, lumea atrage atenție ce faci tu și cum procedez. Prin exemplu propriu, noi astăzi venim cu formula nu a povesti oamenilor cum trebuie de făcut, noi arătăm oamenilor cum trebuie de făcut. Noi spuneam despre reforma din 2013, a fost o reformă care până la urmă s-a făcut așa cum s-a făcut. Noi avem un algoritm un pic defectuos. Astăzi noi încercăm să venim cu o altă structură a INP-ului, o să vedeți în cel mai apropiat timp, noi vom schimba lucrurile în așa fel încât toți oamenii
care sunt în stradă să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Prin prisma strategiei de dezvoltare a poliției până în anul 2020, noi trebuie să atingem un obiectiv care sună în felul următor: la orice cerință, orice sunet al cetățenilor, noi maxim în 15 minute trebuie să ajungem la solicitarea cetățeanilor, indiferent de distanță. Ceea ce facem noi astăzi, amplasăm sectoarele, amplasăm forțele în așa fel ca să reacționăm foarte rapid. Nu ați avut scris întrebarea asta încă, Edu. V-a sugerat-o colegul acum. Urmărim noi. Eu înțeleg despre ce vorbiți dumneavoastră. Este și aici un mecanism prin care noi monitorizăm dorința unor angajați de ai noștri de a-și ridica salariul în felul care spuneți dumneavoastră. Dar nu să admitem că aici să avem abuzuri. Și, de fapt, nu constatăm faptul că angajații Inspectoratul Național de Patrulare au tendința de a stopa neîntemeiat exact din motivul acesta. Acesta nu este un fenomen. Desigur, de acum încolo, dar iarăși vreau să mă repet, și până acum acest lucru a fost monitorizat strict de către noi pentru a nu bulversa opinia publică în acest domeniu. De aceea, percepția oamenilor este factorul sau punctul foarte de care noi ne conducem. Vă mulțumesc! O zi bună!